Eveniment cultural deosebit. La Muzeul Național de Artă al Moldovei, Ambasada Chinei la Chișinău a organizat prima și cea mai reprezentativă expoziție de ceramică. Vasele de diferite forme au fost selectate din colecția Muzeului Cuptoarelor Cicio din provincia Jiangxi, renumită prin tehnicile de prelucrare a ceramicii. Obiectele de artă confecționate de meșteri chinezi la mii de kilometri au atras numeroși vizitatori interesați de arta uimitoare a ceramicii, de rafinamentul și simbolurile ce se regăsesc în aceste opere, ce reprezintă de fapt cultura chineză. Artă veche, milenară, totdeauna provoacă interes. Prin ea se exprimă sufletul poporului, a țării, destinul țării. China este țara de origine a porțelanului, a spus Yan Wenbin, ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova. Diplomatul a făcut o incursiune în istoria ceramicii. Ceramica a apărut în China acum 10.000 de ani, iar 2.000 de ani în urmă, în țara noastră, a fost fabricat primul porțelan. Văd o asemănare uluitoare în decorul, simbolurile, formele din ceramica cocuteni, care s-a dezvoltat în spațiul european acum 5.000 de ani și ceramica chineză din acea perioadă. Prima expoziție de ceramică chineză la Chișinău este un act cultural de ținută artistică excepțională, a spus directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei. Ceramica chineză este una excepțională și este cea, de fapt, care a dat tonul nu doar în Extremul Orient, nu doar în țările orientale, dar și noi, cei din Europa, am preluat din tradiția chineză. Imaginile fotografice din China oferă priveliști deosebite, locuri și oameni care dau continuitate firească tradițiilor milenare, iar cea mai reprezentativă este arta ceramicii prezentată în toată splendoarea. Au peste mii de ani, această veselă este extraordinar, pentru că sunt impritate frunze de copaci de mii de ani. E ceva fantastic. China are o cultură milenară. Cred că fiecare om care ar vrea să afle ceva nou, să vadă nou, ar fi binevenit să vină la această expoziție. Mai multe despre ceramica chineză și secretele dăinuirii acesteia în timp vedeți doar la Moldova 1 în emisiunea Tezauri din 17 decembrie. Iar exponatele de mare valoare din patrimoniul renumitului Muzeu al Cuptoarelor Cicio pot fi admirate la Muzeul Național de Artă al Moldovei până pe 10 ianuarie 2024.